Cel mult 2 săptămâni, rampa de gunoi de la Botoșan se va închide, deoarece nu mai corespunde normelor europene. Măsura îi afectează și pe locuitorii municipiului Suceava, care în ultimii 2 ani au transportat și depozitat deșeurile la Botoșani. Asta după ce tot Uniunea Europeană a cerut închiderea gropii de gunoi de la Fălticeni. Conducerea primăriei orașului Botoșan susține că ar avea o alternativă, care însă nu este valabilă și pentru municipiul Suceava. Am fost informați în urmă cu 2 zile. De această situație. Practic e o situație pe care am preluat-o de la fostul primar, de la domnul Cătălin Flutur. Părerea mea este că ar fi trebuit să anticipeze această situație cel puțin cu câteva luni, 3-4 luni înainte. Nu să fim pus în situația de a căuta acum contratimp în 2 săptămâni o soluție pentru o problemă atât de vitală pentru municipiu. Din discuțiile avute cu cei de la Direcția de Mediu, am ajuns până la urmă la o soluție care sperăm să fie acceptată și de către Ministerul Mediului, și anume la o groapă temporară care să servească municipiul pentru aproximativ 1 an de zile, termen în care noua groapă de gunoi va fi pusă în funcțiune. Trebuie să analizăm situația, să vedem care va fi capacitatea de preluare și de operare a acestei noi locații. Deocamdată am găsit această soluție, existau variante în care botoșanii se depoziteze la Săveni. Din păcate, acolo capacitatea este foarte mică de a prelua și costurile ar fi foarte mari. Consiliul Județean Botoșani așteaptă avizul Agenției de Mediu pentru a depozita deșeurile cu caracter temporar lângă platforma care urmează să fie închisă pe 16 iulie. Așa a fost negociat închiderea gropii cu Mediu, cu toate instituțiile. Vom găsi o alternativă, crea o nouă groapă alternativă până la provizorii, până la finalizarea gropii pe care avem în lucru. Nu vreau să cred că nu voi primi aviz, pentru că vă dați seama că ar fi costurile mult mai mari ca să ne apucăm să ducem gunoiul nu știu unde. Adică nu. O să găsim, facem toate demersurile, sper să obținem. Conducerea județului vecin se opune vehement ca Suceava să mai depoziteze gunoiul la Botoșani. Asta în condițiile în care primăria Suceava a plătit bani grei până acum pentru a transporta și depozita deșeurile la groapa de gunoi din județul vecin. Să nu mai primesc gunoiul din alt județ. Afectează, pentru că în fiecare zi intră prin municipiul Botoșani și prin satele care trec mașinile cu gunoi, cel puțin 7-8 mașini cu remorci, care vă dați seama cam ce miros plăcut lasă în urma lor pe unde trec. Nu cred că e corect. Din punctul meu de vedere, eu, în calitatea mea de președinte, nu voi accepta niciodată să mai primesc gunoiul de la Suceava la Botoșani. Deocamdată, autoritățile sucevene refuză să facă declarații cu privire la acest subiect. Cât privește groapa ecologică de la Moara, în cel mai fericit caz, prima celulă ar putea fi gata într-un an și jumătate. Banii sunt, însă birocrația este mare. Cele 5 licitații organizate pentru realizarea platformei ecologice nu au fost nici până acum adjudecate. După această etapă, cel mai probabil vor urma contestațiile.